Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Wow, cât de bun! Superb! Bun, în pacică! Broxana a făcut o farfurie foarte gustoasă. Mi-ar fi trebuit... eram foarte concentrată să amestec în sos după ce l-am blendat. Între timp am vrut să merg la blanket să-i dau să guste. Bă, și când plec spre ea o văd. Și eram acolo în tensiune și amestecam și amestecam. Sosul fierbea în timpul ăla. Ai, bă, te-ai ars? Sau te-ai... Totuza, după ce am lăsat-o din mână, s-a dezechilibrat și când a făcut contact cu plita, ce să vezi, s-a zburat sosul în toate direcțiile și unde, la mie pe mână. Am văzut, efectiv, că nu mai putea. Bă, nu mai putea. Mama a crezut în momentul ăla dumne... și cred că toți sfinții și Biblia a fost în momentul ăla lângă mine. Ești bine, mă? Te-ai ars rău? Da. Blanche, ești bine? Da. Tocmai în momentul ăla mă uceam și spre ea să guste și mă gândeam, bă, poate ea n-a fost atentă din cauza mea. Da. Lasă-mă. Da, la ce ia, că e gata. Ești bine, mă, te ajut cu ceva? Nu, lasă. Totuși a venit și a gustat. Ești foarte tare. Jos pălăria pentru un amator. După aia mă la medic. N-am venit aici ca să stau să mă plâng de o arsură. Nu mă duc la niciun medic până se termină proba și de-mi pica o oală încință de ulei pe mână. Nu, vreau să-mi termin farfuria. Am aranjat noodle sus spre final pe farfurie. Semințe de sustan, ceapă verde și cam aia a fost tot. Sunt foarte, foarte entuziast, emoționat și nu știu cum a să fie. Vreau să știu că merg mai departe. Mai aveți 2 minute. Pătrățele, mai aveți 12 minute. Ce faci, mă? Vrei să-l pui p***? Cuptor l-ai scos, mă. A? Cuptor l-ai scos. Știu, am uitat. Nu te mai enerva. Asta e bucătăria. This is the life. Stai așa. Tu, Marie, nu le-ai lăsat din mână. Păi dacă le aveai tu. Cât ești agitat tu când faci ceva, ferească Dumnezeu, Ionuț. Da, tu, dar Domnule trebuie să-mi iasă. Ok. Chiar mi-aș dori să fiu fericită că mi-am jucat cartea cum trebuie. Cu lobodă îi fac lui Roxana capul vraiștii. Claudia, ești bine? Da, eu o să am văzut. 15 secunde. Deci m-am ars în ultimul hal. Mă duc la medic. Du-te la medic. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ioi, mamăsii, de atâtea ori am fost la duel că le-am și pierdut numărul, nici nu mai știu cât i-am făcut. Succes, simpaticilor! Doamne ajută! Carourile aveau 10 minute în plus și asta însemna să așteptăm după ei. 10 minute în plus în probă pentru acei de la pătrățele n-a să schimbe absolut nimic, pentru că gustul... O fost dat. Hai să vezi ce ar să jurizez în momentul în care nu-l găsesc pe probă. E? Dacă nu e în probă. Mi-aș dori foarte, foarte, foarte mult dacă tot am ajuns la duel să reușesc să mă întorc cu toți în bucătărie. Să vedem. Care nu sunt în probă, îi arde. Da. Mai am puțin și gata. M-am relaxat puțin știind că mai am 10 minute în plus. Niciodată să nu te relaxezi la ceva. Nu mă gândesc nicio secundă că am șanse de a pleca acasă. Vreau să dau tot ce pot eu până în ultima secundă să merg mai departe. E gata, vezi cu ei ce e etapa. Ia să mănânci. Ia vino să vedem rața, e gata? Pieptul ăsta de rață, am încotro? Trebuie să-l fac. Care aveți, mă, floricele pe la masă pe aici? Mi stărățeau și eu astea de pe aici. M-am apucat să montez în ultimele câteva minute. Ce fac eu aici e o farfurie destul de proteică. Fasolea are proteine, vita are proteine, ciupercile au proteine. Adică e o farfurie de campioni, așa. Robi, ăsta-l pun direct pe rață sau lângă? Acum vine, că am terminat și eu. Problema e că am ajuns la ultimele minute și chiar nu mai am timp să mă concentrez pe plating. După aia m-am zis repede la aia. Așa-l vrei? Da, e ok. Ba da, lasă-l așa. Nu am mai avut timp de montat. Mi-am pus eu fânul, mi-am pus porumbul, bă, nu-mi plăcea cum arată exact. I-am zis, Cătă, bă, prajul ți-e ars. Stai, bă, nu-l pune dacă e ars, Cătă. Nu-i mai ok. L-am trecut puțin, zis, bă, totuși îl pun. Când am luat fânul de praz și l-am pus deasupra piureului, bă, altă farfurie. Da, îmi place cum arată. Abia aștept să mă scap și să știu verdictul și să se termine ziua. Aolea. A fost haos total azi. La veni azi a fost pănicăieri. De Cătă nu fac griji. Era în spate, dar era bine. Am stat mai mult să fie toată treaba ok și cu la veni să ne întoarcem toți.
vreau să zic că Robert este Cristi 2. Tot așa evaziv, gen un mic Cristi miniatură. El e mult mai preocupat de farfuria lui Cătălin să iasă bine. Nu pot să zic, vai Doamne, am avut lângă mine cel mai mare camarad. Nu mai știa ce să facă săracul să mă ajute. Plăcere. Deci ei au avut de gătit cu un ingredient pe așa. Care l-au ales ei, după care toate au ajuns într-un bol. Haos. S-au tras la sorți. Și toată ziua asta este bazată pe noroc. Îți dai seama, fiecare ce strategie a aplicat, culmea ar fi să vrei să arzi pe unul și să nimerești tu, să gătești tu. Mamă, îți dai seama. La cum gătesc ei și la cum se comportă unii cu ceilalți, nu o să avem niște rețete așa nemai auzite, nemai întâlnite. Cum ești, Ionuț? Bine, mersi. S-a reușit? Da. Mă tem cel mai mult de farfuria lui Ionuț. Ce ai creat? Mișto. Atunci așa mi-a făcut inima. N-am cuvinte, sincer, mami. Băi, jos pălăria. Drăguțul meu e un pic multă sare, dar restul e foarte bun. După gustul tău, e sare? E un pic cam multă sare. Deși noi doi ne aruncăm cu cuțite unul într-altul, noi tot timpul... Ce-ai făcut acolo? Hai să gust. Adun și mie să gust. Suntem aproape unul lângă altul. Preparatul pe care l-au gătit arată îngrijit și foarte gustos. E specială jurizarea de astăzi. Eu sunt foarte mulțumită de ce am realizat. Și acum să vedem ce să fie. Să dai seama, emoția, mă. E lobodă? E bună, un pic spicy. Un pic mai mult. Hai cu farfurii. Mi-e place cum arată farfuria, tot dacă vitam eu mai mult decât trebuie. Efectiv, m-am luat cu altele și am uitat. De mușchiul meu în cuptor. E o greșeală, adică rața era gătită perfect. Doamne ajută, zic, să placă gustul șefilor, pentru că, păi, e bun. N-am o problemă că am ajutat-o pe aia și a făcut o farfurie mai bună decât mine. Eu sunt nervos că am uitat de-a mea. Vreau doar rând de trecere și atât. Au fost cele mai multe farfurii atât de frumoase. Deci era cu zâmbetul până la urechi. Așteptam numai vești bune. Mă așteptam cu asta să pleacă acasă cu 12 puncte. No. Hai. Mă mândresc că sunt alături de acești oameni aici și am putut să fac și eu o farfurie la nivelul lor. Și uite cum vin ele așa. Dar nu, de ce toată ziua e pe noroc? Eu nu sunt norocos sezonul ăsta. Mamă, sunt 9 farfurii, uitați-le că vin. 4 sunt ai mei, 2 sunt ai tăi, 3 sunt ai tăi. Prima farfurie.